paracetamoale că am febră. Și am luat două paracetamoale și acum vreau să beau apa care era acolo la îndemână, ca să înghit acele două paracetamoale. Dintr-o dată am simțit că mi-e gura plină de paracetamoale și am început să scot din gură așa câte două paracetamoale și am zis, băi, bea eu ăstea mai târziu că am febră. În vis am visat lucrul acesta. La un moment dat, când am început să simt că nu mai am multe, cam două și jumătate aveam în gură, am luat paharul să le beau și prin fața mea a trecut fratele Nicolae. Eu vă spun ceea ce am visat. Și tremura. Și eu, în momentul ăla, când să beau paracetamol, m-am trezit din vis. Dar nu numai că m-am trezit din vis, tremuram eu. Și aveam o febră, că așa făcea cu mine febra deja. Și m-am dus la sertar, că nici nu știam dacă mai pot să-l deschid, mai găseam medicament paracetamolele, și mi-am luat. Duhul Sfânt era acolo. Și mi-a spus că trebuie să iau paracetamol. De aia am înțeles imediat după ce m-am trezit. Că eu deja trepidam. De ce ai nevoie de Duhul Sfânt? Pentru ce ai nevoie de Duhul Sfânt? Ca să zici că ești penticostal? Nu, ai nevoie de El ca să ajungi la ținta dorită. Care este ținta dorită? Să ajung în cer. Să ajung cu Domnul meu în împărăția care mi-a pregătit-o, locul acela despre care se spunea, ți-am pregătit un loc. În locul ăla nu se ajunge fără El. Nu ai cum, n-ai cum să iei cu la nimereală lucrurile. Și dacă zic unii că noi suntem cuvântul, cu cuvântul vreau să vă spun că nu sunt. Din moment ce neagă lucrarea Duhului Sfânt, în cuvântul lui Dumnezeu este scris despre Duhul Sfânt. Și ei spun, suntem cu cuvântul, nu sunteți. Și asta vreau să spun tuturor, de pe întreg mapamondul. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Însăși cuvântul nu se rezumă doar la El, ci noi toți trebuie să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu este strict necesar pentru tine și pentru mine să putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. În momente în care eu am crezut că știu ceva, am văzut că Duhul Sfânt a venit și m-a învățat altceva decât am crezut eu. Și decât știam eu. Eu am zis că știu, dar nu știam. Și în momentul în care am văzut, într-adevăr, Duhul Sfânt intervine în viața mea să nu greșesc, mi-am dat seama că puteam să fac o gafă mare. Dar Duhul Sfânt s-a prezentat în vis de noapte și a zis, nu așa, ce uite așa. Și în momentul următor am înțeles că doar Duhul Sfânt mă putea pune la punct. Pentru că nu era cine să mă învețe atunci. În momentele alea era doar Duhul Sfânt cel care putea să mă oprească să fac o prostie. Și trebuie să înțelegem și noi lucrul acesta, că noi trăim o viață plină posibilități de nenumărate în care să dai și să faci gafe. Iarăși nu-ți stă nimeni, nici biserica, nici predicatorul, nici pastorul, nici cei ce spun cu cuvântul la dispoziție când este să faci următorul pas, ci doar Duhul Sfânt. Și acolo vei fi doar tu și Duhul Sfânt. Să iei bine seama ce te învață Duhul Sfânt, că te înviață de bine. Bineînțeles, sunt și alte lucruri, dar nu vorbim despre acestea ca scuze. Că sunt proroci mincinoși și lucrări false. Sunt, dar nu le încurajăm și nici nu le descurajăm. Le lăsăm așa pentru că noi nu le știm și nu le cunoaștem decât dacă ni le descoperă Dumnezeu. Dar ce cunoaștem este că Domnul are Duhul Sfânt pentru cei ce se tem de El. Și dacă te temi cu adevărat de Dumnezeu, fii sigur că nu va îngădui ceva fals peste tine. Fii sigur că Domnul îți vede inima. Da, vrei să te temi de Domnul? Și El va îngădui să ai Duhul Sfânt și nu altceva. Nu te teme că sunt lucruri false care ar putea să apară în viața ta, că tu, iubindu-L pe Dumnezeu, încrezându-ți viața în Dumnezeu și dându-te Lui, El nu-ți va da ceva fals. Și nu te va lăsa la bunul plac. Să vină Duhul necurate peste tine să te ia și ducă undeva, să nu știi unde să ajungi. Domnul se va îngriji să pună zid. Să nu intre nici duhurile necurate, că ele există. Ele există. Noi nu putem spune de aici că ele nu există. Ele există, dar tu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, El îți va da ceea ce ai tu nevoie. Domnul să ne ajute. Bineînțeles, suntem puțini și o să ne anunțăm între noi în momentul în care vom face stări de rugăciune. Și este foarte frumos. Mă bucur să fie așa ceva. Și dacă sunt dorințe să stăruim după Duhul Sfânt și în săptămâna care stă în față și săptămânile celelalte, vom face... Bineînțeles, ne vom anunța pe noi și vom găsi un timp și un spațiu în care să facem lucrarea aceasta. Domnul să binecuvânteze pe cei care au dorință și să facem. Domnul să ne ajute. Mulțumim!